lase pe Batrider să sară acolo, să facă Pentru ceea că pe ce... partea cealaltă este foarte, foarte greu să inițiezi greșit. Adică ai foarte mulți eroi care doar din câteva clicuri pot să te pună într-o situație nasoală. Și hai să prezentăm și Te playerii. așteptai să începem cu o pauză? Asta Da, așa. bineînțeles, nici nu o mai zic pentru că e pare să fie default. Deci avem Nexus Boys, Deadly Duck va juca Ursa, Masakari va fi Nature's Prophet, Evil Shun va juca Oracle. Nici nu-i citesc numele, că nu și-a pus numele real, va fi Earth Spirit. Da, și așa va rămâne fără nume. Marek, ce ai făcut? Foarte bine. Trebuie să-i pedepsești și cam ultimii va fi Zeus. Iar în partea cealaltă, Mikey? Immortal Faith va juca pe Wisp, îl avem pe Hoodoo pe Batrider, Koala Cola va juca Bane, TJ va juca pe Klings, iar liniuță va fi Chaos Knight. Și Chaos Knight va rămâne tot Chaos Knight, fiindcă nu au fost cuminți. Uite, Răducanu Octavian a zis Nexus for the win. Good luck, Bogdan Ionuț. Te vezi? Foarte uite, mă, că și echipele românești au fani, mă. Se susțin, mă, se între ei. Se susțin, mă, între ei. 2-3 cât sunt acolo, dar există. Ia uite, deja s-a pus Word-ul de vreme, s-a dus rapid cu TP acolo, Or Spirit. Vrea să știe tot ce se întâmplă pe linia de jos. Masa care e Ward. Stă sus acolo, în înălțime, să vadă, să vadă cum se apropie. Scautează și cu copăcei. Și uite, au văzut, din cauza că au avut ordul așezat mai devreme, au văzut că Batrider s-a dus să pună un ord undeva în junglă și probabil vor putea să facă de-ward destul de ușor. Cei de la Radiant s-au dus după runa de sus și s-ar putea deja să avem scandal de la level 1. Da, văd că nu... O să fie bătaie mare aici pe runa, mai sunt 20 de secunde și n-au cred că o să n-au sentry jos. Gata, ai văzut. Gata, boys, nu mai luăm runa aici. Asta e întrebarea. Vor sta să se bată? Băi, eu nu cred că n-au cum să stea să se bată. Nu prea, adică... nu prea se retrag, adică vezi că eu sunt tare pe poziție, nu vrea să dea înapoi. Uite, l-au văzut și pe Klings. Se mai bate cu un trend și... Și fii atent că încearcă acolo cu invizibilitate. Știe că nu au detection și l-a luat! Le-a furat acolo. Uite, vezi ce înseamnă să nu ai detecție împotriva unui invizibil. S-a dus, au dat click pe ei, au văzut că merge treaba. Mă rog... Oricum era riscant pentru că putea să dea Zeus Bolt dacă chiar vroia. N-avea de unde să știe ce a skillat. Și Batriderul jos profită de faptul că e Batrider. După cum vezi, a tras linia. A și văzut că toată lumea e la runa de sus și a dat seama că poate să facă chestia asta. Era doar Earth Spirit aici. Pizza is the best, că bine zici. Că bine zici. Mi-a rușine cu tine, mai. Așa. Aparent Chaos Knight cu Wisp o să fie mid și l-au lăsat pe Klings top cu Bane. Klings împotriva lui Nature's Prophet. Mă, e faza că Nature's Prophet este foarte puternic versus un singur suport, adică spamează copacii ăia și îi trimite cu atac, nu prea ai ce să faci. Pe când jos ce o să avem? O să avem un fel de 3 lane momentan împotriva Batriderului. Ward-ul e încă acolo, deci nu prea văd eu cum o să o dea cu el. Trebuie să oferă un pic de spațiu pentru Ursa. Mă rog, că nu prea are ce să-i facă Batriderul dacă sunt ei prezenți, dar... Cred că se duce prin spate Oracle acolo jos după Batrider. Cred că încearcă ceva, însă... Earth Spirit s-a dus după rună. Momentan liniște, de-abia minutul 1. Nu prea se avântă. Noroc, băieții mei, Mehmet. Mă, Mehmet trăiește. Mehmet trăiește, dar nu e în divizie. Mehmet, de ce nu ești în divizie? Cred că nici la calificări n-a fost. Și o inițiere acolo pe Count Mi, reușește să-și dea Fairy Fire, dar nu este suficient. Da, n-are mecanism de scăpare și are și foarte puțină viață. Între timp, cred că o să moară Batrider jos, dacă ne putem uita. Uite, abia scapă acolo de shit place. Arde acolo Earth Spirit-ul. Se duce după... Mai trebuie să dea ceva lovituri, cred că o să renunțe la un moment dat. Și n-au reușit să facă kill. Deci Zeus moare, Batrider scapă. No, bine, sunt în față. O să fie foarte greu pentru Zeus să stea aici solo. Chaos Knight cu Wisp e un lane destul de agresiv. E agresiv, dar dacă la un moment dat spiritul e în zonă, e posibil să tragă suficient de timp încât să... Mai devreme n-a fost. Mai devreme n-a fost, da, într-adevăr. Mă rog, și cam timp probabil a fost prea agresiv acolo. Mai ales că tu știi unde e cu echipierul tău, adică poți să-ți dai seama când să-ți permiți să stai în față și când nu. Și că tot vorbeam aici, uite că a sărit, a reușit să mai tragă de timp. Văd că vine și profetul, oare o să se bată? Fiecare cam dă în alte rău, mai avem și un TP și... Immortal Faith are haste, o să scape cu siguranță și uite... A venit un TP venit acolo, da. patru oameni au venit mid ca să scape pe Camus Bing. O rotație între timp. Cam dubioasă, pentru că în principiu doar Earth Spirit-ul i-au dat și acolo. Salvă.
Țin mult la zeusul acesta, însă o fi început să flămâiască. Au lăsat spațiu pe toate celelalte. Ești din joc, dacă nu mă ajutați, ești din joc. Uite. Și cam uite, din nou are probleme, dar n-am vrut ca să sară acolo pentru că Oracle este prezent. Nu e și, nu e doar Oracle, mai e și Zeus și Earth Spirit. Deci stau trei oameni mid acum și au dat seama că Zeus nu poate supraviețui prea mult împotriva acestui dual. Trebuie să stea să-l protejeze. Partea bună e că Ursa totuși poate să stea împotriva lui Batrider cât de cât. Adică nu are cum să-i dea burst Batrider. Deci poate să supraviețuiască pe lane, însă... Un alt deficit pe care îl are Nob bine este faptul că nu prea au un line-up bun pentru a face Roșanu. Adică să zicem că face iteme de damage Kling'su. Trebuie ca să stea cineva în față, să mai ai un bash. Când vine echipa adversă pe tine, nu poți să fii pe poziție sau o chestie de genul ăsta. Pe când în partea cealaltă Ursa poate să se ducă chiar și să se facă Roșanu. Opa! Și iată că tot vorbeam de Ursa aici, Hodo mai are puțină viață și nu se duce să intre în turn. Și a luat ceva damage, dar... Avea stick, cred că ar fi putut să riște puțin. Dar știa că nu-l mai prinde din urmă prea mult sticky napalm. Dar l-a forțat pe Batrider să se ducă înapoi în bază. Asta e că de obicei echipele profită atunci când sunt dire să aibă un line-up ușor pentru Roșan, pentru că e un avantaj foarte mare să iei bani de vreme și acela Aegis să ai două vieți pe un erou. Eu aș spune că acum Chaos Knight dă minus armură cu acel Chaos Strike. Oho, l-a tras acolo pe Camu Timi, vine și stun-ul de o secundă în schimb, să vedem dacă o să fie suficient, dar are invizibilitate și era prezent aici și Oracle. Deci pe data asta la salvar una. Cu minus armura de la Chaos Knight și cu heal-ul de la Wisp, cred că se pot băga la Roșan. N-o să-l facă foarte, foarte repede, însă... Și cred că o să sară acolo, nu? S-a activat degeaba. Doar pentru a farma. Doar pentru sunetul cristalin de activare. Nu te rog, oprește. Da, așa face. Nu te rog, oprește. Cam ultimii a murit între timp. Și oare o să pățească ceva Chaos Knight, nu? Pare că nu. A doua oară când scapă cu... Se dau foarte multe pinguri. Cine-i portocaliu? Cam multe. Ping, Air Spirit, unde ești? Putem să facem frag, ce se întâmplă? O să se tot întâmple chestia asta dacă nu stă... Trebuie să stea Air Spirit cu el. Adică Oracle nu prea poate să-l ajute împotriva lui Chaos Knight. L-a ajută foarte puțin. N-au nevoie de stun-ul acela away. Masakari nu mai are mult până când o să facă level 6 și atunci probabil o să vedem încăierări de eroi așa, în pâlcuri mai mari. Se dă ping la rună, mai sunt 15 secunde până apare. Deci, uite cât de mult a contat faptul că a mâncat Zeus bătaie mid. Au trebuit să rotească suporții, Batrider a stat pe lane până acum și Batrider e și el aproape de level 6. Mă rog, puteau fi rotiți așa cu un scop mai bun. Și fii atent că îl trage acolo, reușește să-i dea stun de 3 secunde. Vin biluțele, este aici, prezentă Speed. Sare acolo să vedem dacă să fie suficient. Încă puțin și îl doboară acolo pe Camut Mi. Și Earth Spirit n-a fost suficient să îl salveze. A dat un stun bunicel, a însă. Da. Uite, se simte că au fost niște probleme la început. Este 3-0 și Bane l-a prins aici pe Earth Spirit. Stai că vine stunul de la Chaos Knight. Oare bine. A putut să-i dea? Tras prima oară și acum stand de 3 secunde. Brainstab n-are nicio șansă. Earth Spirit 4-0 pentru nou bine. N-au pregătit nimic, însă au pregătit un Batrider și uite diferența de gol. Minutul 6, aproape 3000 gold avantaj pentru cei de la Nobine și la XP undeva în jur de 1500. Hoodoo se tot joacă cu Deadly, dacă aici are un Clarity pus de curând, însă nu e frică de Ursa, e erou melee. Până să îi scoată acel Clarity o să mai dureze. Uite, e momentul ăla, Kling s-a farmat destul de bine. Kling, dar... cred că are rețeta de Midas, dacă putem să vedem. Ce rețeta are Kling? Nu? Gata, băti, nu a vrut să-ți arate rețeta de Midas. Nu știu, bănuiesc că asta a farmat, că nu prea avea iteme pe... Cine? Klings. Klings, mă, Klings. Era pe Klings mai devreme. Klings. Opa, și că tot vorbeam de Klings, un Sol Ring și l-a luat la bucăți acolo pe Masakari. Nu-l vede. Nu vine să cred că reușește să scape acolo. Îi trebuia... Trebuia să stea lângă el, fix lângă el. Sau să își cumpere un Healing Blade. Între timp, Mid Camut Mi are probleme, dar a sărit aici spiritul, dar prea puțin ca și pe are. A fost stun de 4 secunde, nu prea mai avea cum să iasă. Stunul a fost foarte bun de la Earth Spirit, însă ce să-i faci lui Zeus? Are puțin HP. Chaos Knight lovește foarte tare și... Mă, aici dacă Evil Shun își dădea TP la timp, eu zic că întorceau
meciul, mai ales că a venit și ultima dată de profet după. Chestia e că i-a dat stand de 4 secunde. Pe Zeus nu-l mai scoteau de acolo și nici nu cred că a apucat să dea vreun spell. Poate reușeau să facă un counter kill pe Wisp. Oba, și Vodo se întâlnește aici cu... Spiritul este prezent și Evil Shun și oare a făcut o greșeală că se bagă nuncă este și ce cau aici alia din nou la întrebări pe Camusmi. Nu mai are foarte multă viață și îl doboară acolo. Vine încă un TP, Hodo nu mai are foarte multă viață. Încearcă să scape, mai fac un frag acolo și cred că o să prindă și Spiritul. Da, i-a dat o bucată la turnar. Deadly Duck este aici și pur și simplu a adormit la datorie. Încă câteva lovituri și cred că o să-l dea jos și pe Deadly Duck. Dumnezeule, e un dezastru pentru echipa Nexus Boys. Masacari când a văzut cum stă treaba și a dat TP. Tot ce a reușit să scoată a fost un kill pe Bane, 9-1. Chaos Knight e scăpat de sub control în momentul acesta. Vai, 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 vai. Ce draft bun au. Adică l-au jucat foarte bine. Au știut când e nevoie să se bată și când nu. Ai văzut, Chaos Knight n-a ezitat acolo. A început lupta, a dat ultimata, s-a dus direct după Kamehameha. Cred că vor să-l forțeze să dea rage. E și asta o tactică. L-au tot farmat pe mijloc, o să fie din ce în ce mai greu să revină în joc. Uite că avem și un replay. Uite că avem un replay. Deci Hodo aici părea că e un joc foarte agresiv, însă știa că vin din spate și Chaos Knight și Wisp. Și chiar și Klingz-ul rotea ușor. Nu știu, pare că nu sunt niciodată la timp, adică totdeauna inițiază cu un număr mai mare de eroi și după aia își dau TP și venise și ursa. Băi, ți-am venit și eu! Hai că sunt gata de luptă! Și n-am mai avut niciodată. Au fost într-un final 4 eroi acolo și Camudvin nu mai are foarte multă viață, oare să moară de la urnă, încă puțin și cred că da, a mâncat acolo un copac, dar s-a stins. CK nu mai are foarte multă viață și ursa a luat mega kill acolo, 692 gold. Mamă, 1500 gold pe ursa, da. Deodată 12-2, însă au trebuit să sacrifice 3 oameni pentru kill-ul pe Chaos Knight. Eu știu ce să zic. Uite, 5-0 Wisp, 5-0 Chaos Knight, 5-1, mă rog, a murit de curând. Deci pe mid s-a făcut tot jocul. Și da, Zeus și între timp 0-6. Ei un roșan, când nu e lumea atentă. Se duc și ei să ia un turn, tu iei roșan. Da, da. Dintr-o dată jocul e greu. Asta e chestia la patch-ul acesta și, mă rog, la majoritatea ultimelor patch-uri de la Dota. E foarte... echilibrul ăsta e foarte fin. Poți să iei un avantaj foarte mare la început cum e ăsta 12-2, faci 2-3 greșeli și ți-ai pierdut jocul. Trebuie să aibă mare grijă, cel puțin la roșan, să nu intre ursa să facă roșanul prea ușor. Să aibă grijă mereu să conteste, că... Mă, e și problema că profetul poate să pună o presiune foarte mare pe hartă, adică la un moment dat o să ai de ales între două lucruri și nu-ți place niciunul, știi? Și e greu așa că când începe să împingă liniile, e greu de oprit. Doar că, nu știu, Klingz s-a farmat destul de mult și poate să facă și solo kill. Încearcă acolo să ia turnul. Văd că au dat un smoke Nexus Boy și Deadly Duck. Chaos Knight. Oho, și-a luat acolo stun-ul. Vine foarte bine Kataroyu și oare o să sară, dar sare prost. Masacari acolo, prinde pe Immortal Fate. O să dea reload. Oare o să fie încă puțin și reușește să se ducă la fântână. Între timp aici Deadly Duck are probleme, își dă ultimata. Oare o să moară în ultimata? Da, moare acolo și Evil Shun probabil va fi următoarea victimă. Încearcă acolo Earth Spirit-ul să-l salveze. Să vedem dacă îl prinde bloc. Și îl dă jos. Double kill. A dat foarte bine drums acolo Chaos Knight să continue chase-ul. S-a blocat puțin în creep, însă nu e și Klingz prezent, dar turnul ăsta nu o să aibă nicio șansă. O diferență enormă de pentru de, minutul de aur. 11 e imens. Mi-a plăcut de Wisp că nu a ezitat în momentul în care a fost prins în sprout deja și activase relocate-ul. Mă rog, ai cast time-ul acela de 2 secunde jumate, dar l-a dat din prima, vrea să fie sigur că nu moare acolo. Și inițial avea și tetherul pe Chaos Knight, însă a văzut că și-a dat ultimata și a rupt tetherul. A zis, ok, stai aici și bate de, mă duc să mă refac. Până acum au jucat, aș spune, aproape perfect cei de la Nobine, ca și mișcare pe hartă, ca și decizii. Însă e de-abia minutul 12, precum ziceam. Au și stack-uri. Numai un roșan din ăsta așa sneaky ar putea să-i mai salveze pe Nexus Boys, pentru că nu au iteme. Adică... Earth Spirit are level 3. Earth Spirit are level 3. Minutul 12. E atât de departe de suporții de la Nobine. Și Batrider-ul are blingă, mă. Treaba se complică. Mult, mult de tot pentru Nexus Boys. S-a apucat de Armlet, Chaos Knight. Ia uite, Bane, Arcane. Viață bună de suport. Vin banii la suporți. Chaos Knight mai iau un turn. Doamne,
Spirit trebuie să facă și el cumva un level 6 să, cam, să aibă mai mult damage. Deci, cam ce să faci acum? Deci, ești în poziția celor de la Nexus. Uite păsără, antrenament. Deci tu ești antrenorul celor de la Nexus, boys. Da, suntem la internațional. Mi-am luat paharul și plâng în el. Așa continuă. L-au prins pe Masakari. Direct kill pe Nature's Prophet. Masakari și fii atent că au dat și una. Chiar nu era nevoie. Să știe sigur că o să îl dea jos. A fost dărâmat instant. Uite, Armlet e deja gata pe Chaos Knight. Deci minutul 13, Treads, Drums, Armlet pe Chaos Knight. Pe un Chaos Knight care are 5-1. Sau chiar 6-7? Oh. Cred că am mai făcut kill-uri între timp. S-ar putea să-l prindă acolo, fii atent că să le vine prin spate cam întâmplat. S-ar putea să aibă probleme, s-a transformat acolo și da, îl trage și... Nici o șansă n-a avut acolo. Dumnezeule! Și bine, Stalos, dacă... O să-l tragă imediat și pe Deadly Duck. S-ar putea să-l bate iar în ultimata, însă l-a salvat acolo o oră, că-l foarte bine ultimata lui, lui Ben și a dat pe ursa. În momentul în care bază. Îți dai ultimata ca să fugi. 17 la 2, nu vine să cred ce masacru. Vai, Twitch, ce ați greșit la faza asta. Cum 57% la 42, masacru. E, într-un astfel de moment, acum cred că poți să faci Roșianu, are și medalion. Nu vine nici nimeni să-i conteste. Crezi că o să, au heal. Crezi că o să e greu să-l facă păsără? Crezi că o să conteste cineva? Nu cred că au cum să conteste. Nu, nicio șansă, 17 la 2. Wow, jocul ăsta a scăpat de sub control foarte, foarte rapid. Da, ăsta e secretul, Chaos Knight. Mă, au fost mișcările suporților de la Nexus Boys, n-au produs nimic, adică acolo a fost cheia pierderii începutului de match. După aia ai văzut snowball după snowball. În esență, trebuia ori să-l salveze, ori să distrugă un alt lane și n-au făcut niciuna nici alta. Adică Gamut mi-a murit la cooldown acolo mid și nu știu dacă neapărat e vina lui, adică poate de câteva ori e... Da, el n-are ce să facă cu eroul acela, n-ai un stun, n-ai niciun escape, poți să dai niște damage. Poți să joci defensiv și să nu fidezi, da. Pe de altă parte nu mai faci level, nu... Cum stai împotriva lui Chaos Knight, că te trage lângă el ca să te bată, adică... E destul de greu pentru un Zeus. Parte. Ești foarte atent să vezi dacă faci un pas în față. Chem profetul, adică ar fi avut un răspuns, doar că nu au reușit să dea cum trebuie și opa a fost zărit acolo. DJ le face scouting. Nu are orchid, dar fel deja ar fi sărit pe Earth Spirit, însă uite că e aici pe Trider-ul și s-a făcut bolă, am fugit de acolo. A văzut. Se apropie și Bane-ul și poate să vină și relocate în orice moment, deci ar putea să inițieze aici. S-ar putea chiar să încerce ceva pe Zeus, nu s-a teleportat. S-a teleportat că jos e linia împinsă, ce ca oare Aegis. Vine un item pentru ce ca aia să vedem, o Yasha. Yasha. Și cred că e, oare e Ghost Scepter pentru Immortal Faith? Probabil că da. Nu o să mai ai pe cine să dai jos, mă rog, adevărul e că... Nu știu, trebuie să fie Zeusul targetat primul întotdeauna, să nu apuce să-ți dea atunci când îți dai tu Ghost Scepter. Ai văzut faza de mai devreme? N-are nicio șansă ca mâine. Deci n-are nicio șansă, n-are cine să-l scoată de acolo. Dacă a sărit Chaos Knight pe el, gata, e GG în secunda 2. Însă uite, acum au luat decizia bună, nu se mai bat, încearcă să găsească niște farm, trebuie să pună și ei niște iteme acolo de bază. Cam mult mică, tot vorbeam de el, avem aici un relocate și... Dobe și s-a dus, 2, 3, 4 atacuri. Nici n-a dat stun. A simțit că nu e nevoie să consume să mana. Să nu e un plastic. A activat doar armletul, da. Fuh, meci greu pentru Zeus. Chiar meci foarte greu. Cum mai revii ca și Zeus în meciul ăsta? Mai ai spațiu să farmezi? Continuare la level 4, Earth Spirit. Dacă puteți să ne uităm la levele? Puteți să ne uităm la levele? Cred că putem să ne uităm și la levele, așa. Cu puțin noroc, cu dorință. Te uiți, level 11. Lingzul level 11. Batrider 9. Cu toate că a stat destul de mult pe lane, însă... Nu știu dacă mai contează în momentul ăsta levelul. Adică e clar că au o diferență mult prea mare de bani în favoarea lor. Și când ai iteme utile, ce caul ăla cu ce îl dai jos? Adică... Are 2000 HP când își activează armletul. Are un Wisp în spate să-l țină. Eventual să-l ducă și în bază. Da, adică... Trebuie să încerc să omori sărmanii de început, să-l omor pe Bane, doar că... Are blink ursa. Totuși trebuie să investești mult ca să ajungi la el. Are blink ursa, poate să inițieze, însă nu sunt sigur că vrei să sar după Chaos. Deci are lasou, are sleep, are stun, are tot ce trebuie ca să nu poată să-i facă nimic. 14.000 diferență, 14.000 gold diferență, minutul 17. Brutal, savage, wrecked. Brutal, savage, wrecked.
Da. O joacă sistematic cei de la Nobine. Nu se grăbesc, se duc ușor, ușor, împing câte o linie. Ar putea să ia fight-uri, însă cu siguranță o să evite cei de la Nexus Boys, deci pur și simplu mai împing una alta. Se desenează mult pe minimap. Foarte mult. Înțeles? 18 la 2 în minut 18. Un kill pe minut. Asta e rația. Asta vroiam să văd. Joc agresiv. Un kill pe minut. Mă întreb dacă ar fi putut să laneze altfel, doar ca să evite anumite lucruri. Nu știu, să pui ursa mid. În general, când au Wisp mid, doresc să ai și tu un dual lane acolo. Adică nu prea ții erou solo și... Și cu atât mai mult Zeus. Deci dintre toți eroii Zeus. Nu, că ar fi mers și cu un TP așa, dar cum ai pierdut un pic, se duce dracu totul. Așa, dacă ești deja acolo, e riscul mult mai mic să-ți moară cel care farmează. Balu, uite, Dota e cea mai tare. Balu, frate. Balu? Balu, Dota e cea mai tare. Și are dreptate, asta e chestia. Și are dreptate, Dota este cea mai tare. Ok, stau Wisp cu Chaos Knight. Echipa, restul echipei e destul de departe, împing în partea de jos. Deci a început o tactică de asta de split push. Riscă puțin cei de la Nobine că stau atât de despărțiți, fiindcă... Ei așteptă să se ducă Aegis-ul și la un moment dat, nu știu, să-l prindă pe cel ce se consideră invulnerabil, să-l dea jos, să ia foarte mulți bani. Uite dezolatorul pe Klings. Doare. 156 cu 59. Minus armură de la dezolator. Mai puneți medalionul în cap. Mai e și de la Chaos Knight, cel Chaos Strike. Ce mai faci? Ce mai faci acum? Prea mai e ce să faci. Gata, sau să ai zis-o. Și sunt pregătiți, nu sunt pregătiți. Nu sunt pregătiți, stau în bază. Așteaptă la defense, high ground și se roagă la o luptă bună. Asta e tot ce pot face în momentul ăsta. Deja dă one hit la Trans Klings-ul. E aproape one hit. O, cred că sus avem activitate. Au încercat acolo ursa la fugării puțin pe Wisp. Însă a venit un smoke al celor de la Nobine. Și să vedem, l-au găsit acolo, l-au găsit pe Earth Spirit. Care merge în el. A dat la Soul și nu scap de Klings în niciun caz. Două atacuri jumate. Doar mie mi s-a părut ciudat așa. Deci nici măcar un atac așa, pur și simplu a mers lângă. Da. Știa că are timp suficient să-l omor. Cred că era perspectiva în altă parte. Eu mă mir că nu a reacționat în niciun fel Earth Spirit. Adică s-a întâlnit. Ok. A început să plouă. A tunat un pic. Ieri a nins, astăzi fulgeră în Dota. Dumnezeu. Cât de random a fost. Cumva am așa un sentiment că stau să fie pușul final. Ok. Da, mă mir că nu a reacționat Earth Spirit în niciun fel. S-a întâlnit cu Batrider, au stat așa cam o secundă jumate, s-au uitat unul la celălalt, ar fi putut să dea bulgare, ar fi putut să încerce ceva acolo, un silence, orice. A stat și a acceptat soarta în liniște. Nu a vrut să reacționeze. Doamne, ăsta ar fi cel mai tare comeback din istoria diviziei pe gele. Poate chiar din istoria Dotei. Eu știu dacă din istoria Dotei. Cât e diferența de gol acum? Cred că am trecut de 25.000. Nu, nu chiar. Pe la 10.000. Deci mai avem. 20. În istoria Dotei mai avem. Mai avem. Până se face un troll din ăla celebr. Dar e destul de spectacol. L-a omorât și curierul. S-a dus Klings acolo în invis. Vai. Și Hudu. Cât pe ce să-l prindă pe ursa care se retrăgea de pe lane? Păi bun, ce-l trăgea. M-am bine relocat. Însă s-ar putea să-l vadă pe Earth Spirit pe mid. Azi care nu. Încă nu are level 6 a se puncta. E minutul 21. Și da. Manta style pe Chaos Knight. Nu știu, chiar în momentul ăsta o să aștepte Roșanu, adică... Probabil așa ar trebui să o faci. N-ai de ce să riști în momentul acesta. Adică au toată harta, au ward-uri foarte agresive puse peste tot în junglă și... A dat acolo ultimată și... L-au prins pe Batrider, dar a apucat Forstaff, încearcă să se distanțeze de ei, dă acolo Fireflower și fuge, Hudu fuge și n-au cum să-l prindă. Să vedem dacă o să vină relocate-ul totuși că... Nu știu cât se mai poate distanța aici. Zis aia mă, să omorâm și noi. Îl bate pe Batrider. Ăsta e scopul final și iată ce vine din spate. Fii atent ce vine din spate, l-au prins pe Earth Spirit. Batrider moare, însă l-au prins pe Earth Spirit care apucă să iasă, dar stun-ul îl ia.
Și între timp, l-au prins pe Evil Shun, a explodat pur și simplu Chaos Knight, îi aleargă TJ, se ia aici la trântă cu ursa. Uite, dă ceva de mici, doar. O, Doamne! Avea dezolator pe el. Avea efectul de la dezolator. Farmaceva se usă la pentru suport. Nice flame. Flash. Da. Nu cred că îl iubește pe Cam with me, the Flash Zord. 22-3. Vai. L-au bătut pe Batrider. Deci l-au bătut pe Batrider. Mission accomplished. A durat vreo 5 minute, dar l-au bătut. Și avem un relocate în junglă. Am avut un relocate rapid un relocate în junglă. L-a distrus pe Nature's Prophet numai. Și deja. Și ultimat, aud acolo. Da, i-a dat și somn. Ar putea să... De fapt, bună, nu mai e nevoie să-i dea nimic. A venit Beyond Godlike-ul Chaos Knight. Deci, vai. Iată, în momentul ăsta. Dacă ești vai. Nexus Boys, da? Așa. Scopul tău este să-l omori pe Chaos Knight. După ce-l omori pe Chaos Knight, scrii pe tool, write boss down și părăsești joc. Înțelegi? Ăsta este momentul ăla noi în care trebuie să o faci. Noi ne-am îndeplinit scopul. Ne vedem etapa viitoare. Încerci să-ți alegi un obiectiv realizabil de fiecare dată când joci. Și asta ți se pare realizabil să-l omori pe Chaos Knight? Nu prea mai pare realizabil. Băi, nu știu, la un moment dat cât tare trebuie să facă level 6 la un moment dat. Spiritul probabil îl are acum. Îl are, da, are ultimul. Are doi grip și se dă din aer. Și Oracle 6 cu 3. N-au avut deloc spațiu de manevră, pur și simplu. De când a început Zeus să moară pe mii de 2-3 ori, au început să vină deciziile proaste de tipul hai să ne batem mii, hai să încercăm să-l protejăm pe Zeus, și n-au reușit. Și de acolo s-a dus totul în jos. Adică, pur și simplu. Uite, ăsta e smoke-ul. Vezi? Ăsta e smoke-ul. Deci ăsta este smoke-ul în care sperăm să prindem CK-ul și să facem raid boss down. Sunt la Roshan, n-au nicio șansă. Fiecare cu boss-ul lor, știi cum e. Dezvine și Kling să dea. Un atac e nevoie să dea. Un atac să pună efectul de dezolator pe el. Și pune și medalionul, uite, gata. S-a accelerat substanțial viteza de Roshan. Viteza de Roshan. E o valoare matematică. E o constantă fizică asta, viteza de Roshan. Viteza de Roshan, opa. Hudu, cred că trebuie să se reprofileze pe un boss mai mic. Udul l-a prins pe Cam with me și o să vină aici relocate-ul la revedere. Oh, nu la revedere, fiindcă s-au dat foarte bine acolo oră că ultimata. Însă se pune aici Chaos Knight, încearcă să-l omoare pe Deadly Duck, e un gem pe jos și tot continuă Chaos Knight aici să lovească Zeus jos, Oracle jos, Earth Spirit jos, încă nu au scos Aegis-ul. Continuă ce? O, apucă Blink-ul acolo ursa și cred că va reuși și TP-ul. Băi, eu zic că au ieșit bine. Având în vedere în ce punct e jocul, situația, da, e excelent. Au avut o leacă de noroc că nu era chiar toată lumea acolo. Dar au reușit să luăm mare pe Immortal Fate și pe Batrider. Adică mă întreb dacă chiar e posibil o revenire. Păi că e pregătit de Dridac, doar că... E Nature's Prophet în spatele lui Bane și cred că a încercat un Sprout, dar și-a dat Force Staff acolo cu ala și... Pare chiar că se întoarce puțin la luptă Bane, fiindcă vine Kling-ul de undeva de sus și vine și Batrider-ul de la turn. Ia, Deadly Duck, Deadly Duck, l-a văzut Batrider-ul, a sărit, foarte bun slip-ul, așteaptă să-i mai treacă în ultimată, dar nu scapă acolo Batrider-ul. Între timp, Kling-ul a cules pe Nature's Prophet undeva din pădure și Hudu își ia cam mult damage, are totuși Force Staff-ul și continuă aici joaca cu Deadly Duck, îi dă la soul, o să vină și Wisp-ul în curând, oricum l-a tras în mijlocul flăcărilor și i-a dat și Kling-ul acolo un ultim atac. Și în continuare Chaos Knight cu Aegis nu îi pasă, împinge lane-ul. Dacă avea și niște life-uri era deja la full HP. Însă nici nu are nevoie. Ce faci acum dacă ești Chaos Knight? Ce item alegi să faci? Deci ai BKB, ai Drums, Mordigen și 2600 HP. Dagger. Beyond God. Dagger îți face acum. Beyond God. Să nu scape nimeni, să prinzi pe toată lumea. Dagger este cheia succesului. La fel de în față sunt, da, cred că e o alegere foarte bună. Uite, ai Blink și pe Klings. Și s-ar putea să vedem push-ul final. Deja direct după Evil Shun, stun, bam, atac. Împinși în spate ceilalți, cheamă de deja la o treime HP și nici măcar n-a fost targetat. S-a cumpărat Evil Shun, ursa mai are 2 e ultima șansă se naște aici. Și ea. Dacă și nu reușesc să facă ceva. Ăsta e momentul.
s-au dat în spate. Joacă extrem de... Da, da, e foarte calculat, nu se grăbesc. Riscant. Nu se grăbesc deloc. Nu se grăbesc. Au și Aegis. Au tot timpul din lume, Koala acolo nici măcar nu-i cu ei. Nu-i cu ei, da. Îl așteaptă pe Nature's Prophet să vină la split push și apoi vine relocate-ul, l-au dat jos, s-au întors la lane. Toate bune și frumoase. Cei de nici n-au nevoie de Bane aici. Deci chiar n-au nevoie de Bane ca să dea jos bala. Oh. Come with me! Din nou scăpat. Acolo. Din nou scăpat. Dar a fost prins cu la soul și între timp Chaos Knight se dezlănțuie aici pe echipa adversă. Dă foarte mult damage cu Lege și Klings un kill. Și din păcate diferența e mult prea mare. La faza asta au jucat tot ceva mai bine. Oră că l-a încercat să-l scoate pe Zeus din Belele, însă se strigă GG-ul. Avem GG-ul. Minutul 28, 33 la 6. Vai, ce mod de a începe seara. Da. În fel de forță, să-i spunem așa. No Bini wins the game. Da. Au avut ceva pregătit. Chiar au avut ceva pregătit. Pe bune. Ia uite. Mă, nu poți 19... să zici neapărat că e o strategie din asta, n-ai mai văzut. 19-1 pe Chaos Knight. Adică, pe de altă parte, Nexus boys s-au jucat cu un stand-in. S-a văzut clar că acolo a fost o problemă cu suporții la început. Problema aia s-a transformat într-un dezastru.